Este prilej de revanșă pentru băieții pregătiți de Mihai Popa, care au început seria de 4 partide externe chiar în fieful militarilor și au pierdut după un final nebun. CSM Petrolul Ploiești ar ajunge la 11 victorii în cazul unui succes și cum celelalte două formații de pe podium, CS Municipal Galați și CS Municipal Târgu Mureș, au meci direct în această rundă, lucrurile ar deveni clare în privința primelor două poziții ale ierarhiei grupei. În ceea ce privește lotul de jucători, antrenorul Mihai Popa se va putea baza mâine pe Octavian Popa Calotă, ținut pe bancă la ultimele două confruntări de o problemă medicală, însă nu îi va avea la dispoziție pe tinerii George Angelian și Robert Pătraru, care participă cu echipa Under-17 la Târgu Jiu la primul turneu semifinal al sezonului.